Doamnelor, domnilor, bun găsit la emisiunea 7 zile, așa cum v-am obișnuit în fiecare zi de sâmbătă, vin în casele dumneavoastră cu radiografia evenimentelor din ultimele 7 zile, dar și o analiză acestora împreună cu invitații mei, stați aproape. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene din Republica Moldova a găzduit joi la Chișinău 8 miniștrii de externe din cadrul formatului Nord-Baltic 8. Evenimentul este un gest de susținere din partea partenerilor, susține șeful diplomației moldovenești, Nicu Popescu. Este într-adevăr un gest de susținere pe care îl apreciem foarte mult. Ne permit să avansăm în dialogul nostru pe mai multe domenii cruciale pentru țara noastră. Acest eveniment se încadrează în eforturile și dorința noastră de a aprofunda cooperarea dintre țările noastre, atât în plan bilateral, cât și în contextul procesului de aderare la Uniunea Europeană. Noi, ca popor, facem parte din familia europeană și împreună vom aduce Republica Moldova în Uniunea Europeană. Nicu Popescu a precizat în cadrul conferinței de presă comune că Republica Moldova se confruntă în prezent cu numeroase provocări, însă autoritățile țării sunt capabile să le facă față. Trebuie să facem față unor amenințări de ordin hibrid și a unor tentative de destabilizare a situației de securitate din Republica Moldova, dar, după cum știți bine, autoritățile sunt și vor fi în continuare în stare să contracareze aceste tentative și vom continua să asigurăm pacea, calmul și securitatea cetățenilor noștri. Una din măsurile importante în acest sens este și lansarea în curând a unei misiuni civile a Uniunii Europene, care va ajuta Republica Moldova să își consolideze capacitățile de combatere a amenințărilor hibride. La rândul lor, șefii diplomațiilor din cadrul grupului NB8 au subliniat că vor susține în continuare Republica Moldova în parcursul său european. Anul trecut s-au luat decizii chiar istorice și simbolice. Eu cred că toți membrii comunității baltice, nordice sunt de fapt aici și am discutat modalitățile în care am putea să vă acordăm asistență în procesul de reformare. Noi ne dorim ca în Republica Moldova să fie mai multe reforme în sectorul justiției, în combaterea corupției, în guvernare și în alte sectoare. Și deja am luat act de progrese enorme pe care le-ați realizat. Din grupul Nord-Baltic 8 fac parte Suedia, Letonia, Estonia, Lituania, Finlanda, Danemarca, Norvegia și Islanda. Președinta Maia Sandu a reacționat la petiția expediată recent de către angajații Air Moldova, care au solicitat președinției să salveze compania de la faliment. În replică, șefa statului a declarat într-o conferință de presă că datoriile trebuie să le acopere cei care le-au acumulat. Da, să știți care sunt prerogativele președinției și mai ales știți care sunt prerogativele președinției atunci când vine vorba de resurse financiare. Resursele financiare sunt la bugetul de stat. Problema cea mare la Air Moldova este despre datoriile care au fost acumulate, datoriile enorme care au fost acumulate și care acum, iată, se caută o soluție cine să le întoarcă. Trebuie să le întoarcă, trebuie să le acopere cei care le-au făcut aceste datorii. Sigur că această întrebare trebuie discutată cu Agenția Proprietății Publice. În ultima perioadă, Air Moldova a anulat zboruri pe bandă rulantă. Compania notează aceleași probleme, dificultăți operaționale și financiare. Chiar și așa, compania a confirmat că intenționează în continuare să ramburseze banii pentru bilete, fie să amâne datele de zbor. Amintim că problemele Air Moldova au fost semnalate public de către angajații săi prin publicarea unei petiții adresate președintelui. Menționăm că până joi documentul a adunat 1355 de semnături. Solicitată pentru o reacție, responsabilă pe comunicare a Air Moldova, Iana Zidu, a menționat că cei de la companie nu vor comenta reacția președintei, întrucât petiția nu a fost înaintată de companie, ci de către angajații acesteia. Amintim că Air Moldova a fost privatizată în toamna anului 2018. Tarifele la gazele naturale vor rămâne neschimbate. Se întâmplă chiar dacă în ultima perioadă prețul mediu de procurare a flăcării albastre este sub 1000 de euro. Potrivit unui comunicat de presă emis de către reprezentanții Moldova Gaz, devierile tarifare acumulate pe parcursul anului trecut nu au fost acoperite, iar acest lucru exclude posibilitatea inițierii procedurii de ajustare a tarifelor în vigoare.
În prețurile reglementate de furnizare a gazelor naturale, în vigoare, prețul mediu de procurare a gazelor naturale constituie 926,94 de dolari per mie de metri cubi, pe când prețul efectiv de achiziție pe trimestrul 1-2023 a constituit 1093,20 de dolari per mie de metri cubi, ceea ce a condus spre acumularea semnificativă a devierilor tarifare negative în valoare de 669,4 milioane de lei, doar de la costul de achiziție a gazelor naturale. Totodată, la finele anului 2022, devierile tarifare negative ale furnizorului de gaze naturale au constituit mai mult de 2,5 miliarde de lei generate de la costul de procurare a gazelor naturale și de activitatea de furnizare a gazelor naturale consumatorilor. Și președintele Consiliului de Administrație al SA Moldova Gaz, Vadim Ceban, a scris pe canalul său de Telegram că ajustările tarifare pentru consumatorii finali nu depind de voința furnizorului. Tarifele la gazele naturale pentru consumatorii finali nu depind de dorința companiei furnizoare. Toate calculele tarifare sunt efectuate de către Moldova Gaz în strictă conformitate cu cerințele metodologiei speciale a Agenției Naționale de Reglementare în Energetică. În prezent, din cauza abaterilor tarifare acumulate pe parcursul anului trecut, a volatilității pieței energetice și a posibilei ajustări a tarifelor de distribuție în următoarele luni, aceste tarife nu au fost ajustate din 2018, nu este posibil să se solicite în revizuirea tarifului de furnizare a gazelor naturale pentru utilizatorii finali. Între timp, în cadrul unei întrevederi cu diplomații din cadrul Serviciului European de Acțiune Externă, ministrul energiei Victor Parlikov a declarat că și iarna viitoare ar putea fi dificilă. Totuși, oficialul a subliniat că țara este într-o poziție mult mai bună față de anul trecut. Grație suportului imens din exterior, nu doar financiar, dar și a deschiderii politice fără precedent la toate nivelurile, situația s-a schimbat cardinal. Acum, pentru noi este important ca cetățeanul să resimte beneficiile apropierii de Uniunea Europeană prin eficiența energetică, prin investiții în energetică pentru a obține prețuri competitive în electrificarea sectorului de transport, care trebuie să fie mult mai curat și mai eficient. Amintim că la sfârșitul anului trecut Gazprom a redus livrările de gaz cu 30% la 5,7 milioane de metri cubi pe zi, iar MGRES a suspendat exportul de curent către Malul Drept. Chișinăul s-a reorientat pentru achiziția metanului și a curentului pe piețele din vest. În decembrie anul trecut, țara noastră a renunțat la gazul livrat de Gazprom, iar cele 5,7 milioane de metri cubi de gaz au fost redirecționate centralei de la Cuciurgan în schimbul energiei electrice. Muncă decentă, viitor european. Cu acest slogan, sindicaliștii organizează la data de 1 mai un meeting prin care și-au propus să scoată în evidență necesitatea asigurării condițiilor de viață și de muncă europene pentru salariații din Republica Moldova. În cadrul evenimentului va fi adoptat un apel care va conține un șir de revendicări în vederea îmbunătățirii situației social-economice a salariaților înaintat ulterior Guvernului Republicii Moldova. Despre acest eveniment, dar și altele ce vizează nemijlocit activitatea sindicală din Republica Moldova, discutăm astăzi cu președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, domnul Igor Zupcu. Bine ați venit la noi în studio. Bine v-am găsit. De multe ori, domnule Zupcu, nu s-au organizat tradiționalele marșuri de 1 mai dedicate Zilei Oamenilor Muncii. Ce s-a schimbat în acest an de ați hotărât să desfășurați totuși acest eveniment destul de important pentru nu atât pentru țara noastră, cât chiar pentru multe țări? Cu regret, din anumite circumstanțe, nu putem să organizăm un marș, că ne-am fi dorit să fim în mișcare, fiindcă mișcarea sindicală trebuie, într-adevăr, să se vadă, nu doar să se facă. Dar vom organiza un meeting anume consacrat oamenilor muncii, lumii muncii, sub devizul, sub lozinca muncă decentă, viitor european. Așa. Și această lozincă nu este una întâmplătoare. Noi ne dăm foarte bine seama că post-pandemic, după perioada de pandemie, este necesar de a construi o lume nouă. Dar o lume nouă în viitor poate fi construit doar de lumea muncii. Deci, prin prisma faptului că munca doar poate crea viitorul și viitorul noi îl vedem în Uniunea Europeană,
prin prisma faptului că mișcarea sindicală încă în vara anului trecut a depus o cerere de adeziune la Confederația Europeană a Sindicatelor. Așa. Din 27 octombrie 22 suntem membri acceptați în cadrul Confederației Europene a Sindicatelor cu drepturi depline. De ce zic cu drepturi depline? Fiindcă la sfârșitul lunii mai se va desfășura și Congresul Confederației Europene a Sindicatelor la Berlin, unde Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova va participa cu 4 delegați cu drepturi de vot deplin. Eu deja sunt membru al Comitetului Executiv al Confederației Europene a Sindicatelor. Noi am fost acceptați cu vot unanim în componența familiei europene sindicale și vreau să menționez că suntem parte a unei voci comune europene a mișcării sindicale și asta presupune și o forță, o voce mai puternică a mișcării sindicale naționale. Ce revendicări urmează să conțină acest apel pe care urmează să-l înaintați către Guvernul Republicii Moldova în cadrul acestui meeting la data de 1 mai? Desigur că noi vom avea un apel către factorii de decizie, către Parlament, către Guvern și trebuie să începem de la constata anumite fapte. Noi, la moment, avem cele mai mici salarii din regiune. Desigur că având în vedere că anul trecut la nivel de Uniunea Europeană a fost adoptată o directivă privind salariile minime adecvate, așa, noi vom veni cu o revendicare care am solicitat-o inclusiv și anul 2022 ca salariul minim în Republica Moldova să fie stabilit în conformitate cu prevederile acestei directive, adică că el să reprezinte cel puțin 50% din salariul mediu. Așa. De ce? Având în vedere că salariul mediu prognozat pentru anul 2023 depășește 11.000, vom solicita ca salariul minim să fie numai puțin de 5.000 puțin, după formula ideală. Asta era anul trecut. Aha, anul acum acesta, deja mai mult. Deja este undeva 5.850 de lei. Aproape 6.000 de lei. Aproape 6.000 de lei. Și vreau să menționez că un salariat, un lucrător care primește salariul minim trebuie să poată beneficia la pensionare, să poată beneficia de o pensie minimă. La moment vreau să menționez că salariul minim care este de 4.000 de lei nu permite salariatului să iasă la o pensie minimă și din acest motiv statul compensează diferența dintre pensia de care poate beneficia ieșind din acești 4.000 de lei cu o diferență până la pensia minimă care este garantată de legislație. Ori noi considerăm că salariații trebuie să primească așa un salariu care să-i poată asigura inclusiv și o pensie minimă. Totodată, salariații s-au lovit în anul 2022 cu o creștere a prețurilor și tarifelor care a erodat practic puterea de cumpărare a lucrătorilor. De ce? Noi considerăm că această creștere salarială inclusiv va contribui și la creșterea puterii de cumpărare a salariilor. Salariile trebuie să ofere cetățenilor, lucrătorilor, adică un trai decent lor și familiilor lor, sau acest drept constituțional, cu regret la noi, Moldova, încă nu se realizează. Cât de reală este această revendicare? Noi, sindicaliștii, considerăm că nu totdeauna trebuie să ne oprim doar la, eu știu, la stereotipuri sau la ceea ce ne gândim noi că este real. Având în vedere că suntem o țară cu statut de candidat la integrare în Uniunea Europeană, noi suntem obligați să facem salturi, un salt în domeniul salarial, din cauza că practica cotidiană ne arată că forța de muncă calificată emigrează din Republica Moldova și în discuțiile cu patronii, cu reprezentanții Confederației Naționale a Patronatelor, noi am ajuns la un numitor comun că dacă nu vom avea creșteri salariale, atunci vom pierde forța de muncă și
pe piața muncii în Republica Moldova vom avea un deficit și mai mare. Și așa este un deficit destul de sesizat. Și mai mare de resurse umane. Desigur că acest deficit este și cunoaștem că atunci când este deficit de resurse umane, oricum cineva compensează această muncă și cu regret lucrătorii sunt nevoiți să facă un volum de muncă mai mare. Cu același salariu. Aceasta duce la extenuarea lor, aceasta duce la pierderea productivității boli muncii. Profesionale. Și cu atât mai mult, extenuarea salariaților poate duce la îmbolnăviri profesionale și la accidente de muncă, fapt care noi nu ne-l dorim. Dumneavoastră spuneți că, practic, de când am obținut statutul de țară candidat la integrarea în Uniunea Europeană, Republica Moldova este obligată să facă unele salturi, spuneați. Dar sunt de acord și probabil și cetățenii care ne privesc în acest moment vor fi de acord. Dar dacă guvernarea spune că nu are bani? Noi, la moment, încă nu ne facem scenarii asta. Ce va fi dacă sau nu. Vreau să menționez că din 10 februarie, când trebuia să aibă loc ședința Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective, care de un an de zile deja a devenit o regularitate, care se convoacă în fiecare lună, așa cum prevede legislația, dar în 10 februarie n-a avut loc ședința respectivă din cauza că a picat guvernul și respectiv în această perioadă noul guvern și-a numit noi reprezentanți din partea guvernului în cadrul comisiei. Săptămâna trecută a avut loc ședința biroului executiv a comisiei, unde fac parte și eu cu un vicepreședinte din partea sindicatelor. Am stabilit că următoarea ședință a Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective va fi în 5 mai. Așa. Am stabilit agenda pentru curând, această. Foarte curând. Imediat după acțiunea care așa va avea loc. Eu cred că noi în cadrul comisiei vom discuta și despre revendicările mișcării sindicale. Eu personal, împreună cu echipa Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, considerăm că cea mai bună, la moment, cel mai bun mecanism de soluționare a problemelor lucrătorilor, a salariaților, membrii de sindicat, este dialogul social, parteneriatul social. Dacă în cadrul Comisiei pentru Consultări și Negocieri Colective nu vom găsi soluții, atunci, desigur, că organele de conducere a Confederației vor decide care vor fi acțiunile noastre. Vreau să menționez că anul 2022 noi am fost toleranți, am așa înțeles crizele prin care s-a lovit, adică s-a lovit guvernarea și populația, dar totodată desigur că și războiul care a fost la hotar a adus, eu cred că și stres și la populație și cred că la toți cetățenii Republicii Moldova. Dar anul acesta trebuie să ne conjugăm eforturile împreună cu partenerii sociali și să identificăm soluții care ar duce la înlăturare, adică practic a problemelor care se confruntă lucrătorii. După cum am menționat, din punct de vedere demografic, Republica Moldova, la acest moment, suntem într-o criză. Au mai rămas vreo 2 milioane, conform statisticilor. Despre creșterea populației nici vorbă, cred că nu putem să vorbim acum și de aceea, la acest moment, un risc iminent este că, la moment, un salariant întreține un pensionar. Dar normal, exact așa asta voiam să vă întreb. Spuneați într-unul dintre interviurile dumneavoastră recente că ar fi bine ca măcar doi salariați să întrețină un pensionar. Această proporție în prezent în Republica Moldova care este? Este 1-1. Dar dacă vorbim despre și în momentul în care toți cei apți de muncă pleacă. Dar dacă vorbim despre faptul că sunt circa 20-25% din salariați sunt pensionari, așa, atunci posibil că 0,8-0,9 salariați se întrețin un pensionar. În țările dezvoltate, 3 salariați întrețin un pensionar. Aceasta, desigur că aici iarăși noi cu partenerii sociali trebuie să identificăm soluții din cauza că fondurile de asigurări sociale se formează din sursele respective, deci aici avem un risc social în destul viitor de sporit.
Da, destul de pesimist scenariu, domnule Zupcu. Să rămânem un pic aici la capitolul dialog social și comisie tripartite. Ce notă ați oferit, de fapt, la etapa actuală acestui dialog și dacă vedeți deschidere în a rezolva problemele salariaților din Republica Moldova? Mă refer aici și la partenerul în persoana Guvernului Republicii Moldova, dar și cei din partea patronatelor. Dacă eu mă voi referi acum la anul 22, comparativ cu alți ani, în alți ani, dacă în conformitate cu legislația Comisiei pentru Consultări și Negocieri Colective la nivel național, în conformitate cu lege, trebuia să se convoace o dată în lună, Comisia s-a convocat maximum de 6 ori într-un an, în cel mai bun caz. Așa. Pe parcursul anului trecut, noi doar în luna februarie trebuia să aibă loc ședință în 25 februarie și având în vedere că în 24 a fost ce a fost? Da, a fost ce a fost. Noi în 25 deja ne-am convocat împreună cu partenerii sociali să identificăm modalități de a ajuta refugiații. Și desigur că comisia n-a avut loc, dar pe tot parcursul anului, adică practic comisia s-a convocat în fiecare lună, în celelalte luni unde am discutat în opinia mea și în opinia mișcării sindicale probleme iminente. Desigur că nu am reușit să realizăm revendicarea ce ține de solicitarea noastră de a stabili un salariu de 5.000 de lei, ceea ce reprezintă 50% din salariul mediu la momentul respectiv. Am reușit doar 4.000 de lei, dar vreau să menționez că totodată, în cadrul comisiei, noi am reușit de la 1 aprilie 2022, practic, să facem o creștere a salariului minim de la 2.935 de lei la 3.500 lei, ceea ce a reprezentat o creștere cu 19,25%. A fost, cred că, cea mai mare creștere a salariului minim, dar, cu regret, într-adevăr, crizele care s-au suprapus una peste alta au erodat această creștere. Și ca să fie acoperită, adică practic toate aceste erodare a puterii de cumpărare a salariului, era binevenită o stabilire, o creștere a salariului minim până la 5.000 de lei. Acest lucru cu patronatele noi am avut numitor comun cu privire la acest lucru, dar... Chiar și patronatele au fost de acord, da, că salariile trebuie majorate. Se întâmplă cam rar la noi în Republica Moldova. Acesta a fost, cred că, un moment istoric când pozițiile sindicatelor cu patronatului au coincis aici, fiindcă patronatele tot conștientizează că fără resurse umane care emigrează, ei nu vor rămâne fără resurse umane, adică fără forță de muncă calificată. Sau acest lucru îl conștientizăm nu doar noi, sindicatele. Cu atât mai mult, chiar și patronatele au conștientizat că pentru a lupta cu economia tenebră, pentru a lupta cu concurența neloială care există și între angajatori, este nevoie de a stabili un salariu mai mare ca să eliminăm plata salariilor în plic. Ori acest fenomen este, combaterea de acestui fenomen este un imperativ al mișcării sindicale, deoarece noi conștientizăm că circa încă un buget practic al statului este în economie tenebră și eradicarea sau abolirea acestui fenomen ar duce inclusiv și la mărirea salariilor și a pensiilor. De acord, domnule Zupcu, dar iată, noi chiar recent am realizat un vox populi în stradă, da? Și am întrebat oamenii de ce acceptă, dacă ar accepta salariile în plic, de ce acceptă aceste salarii în plic și, de fapt, care este percepția omului simplu din stradă referitor la acest fenomen. Și știți ce ne-au răspuns majoritatea? Păi, dar cum vreți voi, în condițiile în care avem o inflație de aproape 30%, în condițiile în care avem un preț pentru gaze aproape de 30 de lei,
Când lumina este scumpă, când prețurile cresc galopant, exact așa cum a spus dumneavoastră, și erodează acele creșteri care se fac, trebuie să recunoaștem, se fac, s-a făcut și indexarea pensiilor, deși nu la nivelul inflației, s-au ridicat și salariul minim pe țară. Și în acest context, oamenii ne întreabă pe noi și eu vă întreb pe dumneavoastră ca fiind unul dintre persoanele indicate ca să discutăm și să dezbatem acest subiect. Ei sunt nevoiți să accepte aceste salarii implic, ca să poată să facă față tuturor acestor cheltuieli și să rămână acasă, exact așa cum ați spus dumneavoastră, ca să nu aleagă calea pribegiei, pentru că trebuie să recunoaștem, aeroportul este plin zilnic. Deci zilnic. Oamenii pleacă. Și datele statistice ale serviciului VAMAL indică o plecare masivă a oamenilor din Republica Moldova. Și atunci ne punem întrebarea și se creează un paradox. Ce facem? Acceptăm aceste salarii implic și rămânem acasă? Sau nu acceptăm acest salariu implic și mergem peste cotare? Altă soluție, nu știu, cel puțin eu în calitate de cetățean simplu al Republicii Moldova, la această etapă nu o identific. Mă adresez și dumneavoastră. Nu că aș spune că accept salariile implic, doar că ideea este asta. Și am făcut concluziile în urma acelui vox populi realizat în stradă. Vreau să mă adresez către cetățeni, către lucrători care sunt membri de sindicat și cei care nu sunt membri de sindicat. Nu acceptați nici într-o modalitate plata salariilor implic, deoarece în felul acesta nu veți putea beneficia de o pensie decentă și conformă cu așteptările dumneavoastră la pensionarea dumneavoastră, din cauza că veți primi doar o indemnizație socială sau o pensie minimă și respectiv ceea ce credeți că la moment câștigați veți pierde în viitor. Eu vreau ca toți cetățenii să treacă pe alb. Așa. Ca să plătească impozite, ca să angajatorii la fel să fie pe alb, să plătească impozite, din cauza că noi ne mințim pe noi și ne construim un viitor pe nisip. Așa. Dar achitarea salariilor pe alb, cel puțin posibil că astăzi vom beneficia de un salariu mai mic din cauza că plătim, suntem corecți cu statul, dar în viitor, desigur că și statul va avea grijă cu fonduri mult mai mari pentru achitarea pensiilor la un nivel mai înalt. Am înțeles. Sper să înțeleagă și cetățenii țării noastre și să facă concluziile corecte, doar că, așa cum am menționat și mai devreme, situația este destul de tensionată și complicată cumva și cetățenii sunt puși în fața unor probleme practic fără precedent și crize, cum a spus și dumneavoastră, care s-au suprapus. Haideți să vedem, în afară de salariul minim și migrația despre care ați vorbit anterior, cu ce probleme se mai confruntă salariații zilelor de astăzi? Am menționat una din problemele generale este exodul forței de muncă. Așa. Aici noi iarăși venim către partenerii sociali cu o inițiativă ca să elaborăm un program național sau o strategie națională, un mecanism de retenție a cadrelor calificate, a resurselor umane calificate pe piața muncii din Republica Moldova. Noi suntem cointeresați în fortificarea capacităților Inspectoratului de Stat a Muncii. Așa. Eu des menționez că sindicatul este cointeresat în fortificarea cel puțin două instituții ale statului, Casa Națională de Asigurări Sociale și Inspectoratul de Stat al Muncii. De mai mult timp, Inspectoratul de Stat al Muncii este sub incidența legii 131 ce ține de activitatea de antreprenoriat prin faptul că de Inspectoratele de Stat al Muncii erau interzise controlele, efectuarea controlelor inopinante și erau reduse capacitățile. Noi milităm pentru scoaterea de sub această lege a Inspectoratului de Stat al Muncii, la fel cum este și Inspectoratul Fiscal, care nu cade sub incidența acestei legislații, deoarece considerăm că pentru eradicarea economiei informale, pentru eradicarea plății salariilor implic, anume Inspectoratul de Stat al Muncii trebuie să aibă atribuțiile de efectuare a controlelor inopinante.
având în vedere discuțiile noastre, revendicările noastre, au fost luate, auzite și luate în considerație de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și acum, practic, se reformează Inspectoratul de Stat al Muncii. Se fac angajări în cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii și credem că revenirea Inspectoratului de Stat al Muncii în câmpul legal și în câmpul legal internațional al convențiilor organizației internaționale a muncii în domeniu, acest lucru va spori la diminuarea economiei informale. Am înțeles, revenim după o scurtă pauză de publicitate și continuăm discuția noastră. Doamnelor, domnilor, rămâneți cu ochii pe noi, revenim în studio. Doamnelor, domnilor, iată ne reveniți în studio. Discutăm în ajunul zilei oamenilor muncii, ziua de 1 mai, cu președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, domnul Igor Zupcu. Domnule Zupcu, haideți să ne oprim un pic la capitolul accidente de muncă. Care este procentul acestora? Bine, nu vă cer acum o cifră exactă, dar probabil cunoașteți această informație și dacă cumva această cifră a crescut sau s-a diminuat bunar în comparație cu anul 2016, 17, 18, ce avem astăzi în 2023 și dacă angajatorii astăzi au devenit mai conștienți de necesitatea asigurării unui loc de muncă stabil, unui loc de muncă care să nu provoace accidente de muncă, boli profesionale despre care vorbisem și în prima jumătate a acestei emisiuni. Haideți să vedem care este această statistică la moment. Statistica, aș vrea să mă opresc la o cifră la nivel mondial, așa, la nivel global, pe an decedează la locul de muncă circa 2.300.000 de oameni mor anual la locul de muncă. Este o cifră colosală și desigur că poate fi comparat aceste pierderi cu pierderile în rezultatul unui război. Așa. Noi, Mișcarea Sindicală, considerăm că nu este corect ca în secolul 21, în secolul tehnologizării, digitalizării, ca oamenii să se accidenteze la locul de muncă, ca oamenii să decedeze la locul de muncă. Vreau să menționez că în Moldova, dacă să vorbim de o cifră medie anual, sunt între 500 și 600 de accidente la locul de muncă și organizând o masă rotundă cu genericul că condițiile de siguranță la locul de muncă sunt un drept fundamental și prin prisma Constituției Republicii Moldova, dar și prin prisma faptului că convențiile Organizației Internaționale a Muncii în domeniul securității și sănătății în muncă au fost declarate convenții fundamentale și dacă până la moment erau 8 convenții fundamentale care sunt ratificate și de Republica Moldova, acum avem 10 convenții fundamentale ale Organizației Internaționale a Muncii. Vreau să menționez că organizând, după cum am zis, o masă rotundă, a fost marcată ziua pentru securitate și sănătate. La una din mese noi am plasat 3 căști cu 3 salopete, simbolizând că practic în fiecare zi de muncă în Republica Moldova se accidentează 3 salariați. Și aici am atras atenția partenerilor sociali că trebuie nu doar să modificăm și să îmbunătățim legislația în domeniu, dar trebuie și să monitorizăm respectarea legislației, trebuie să informăm și angajatorii, dar și salariații despre drepturile și obligațiile lor care le au în domeniul securității și sănătății la locul de muncă. La acest capitol, desigur, că obligația de a asigura condiții inofensive de muncă este a angajatorului, dar responsabilități are și salariatul și pentru noi, Mișcarea Sindicală, împreună cu partenerii sociali, guvernul și patronatele, un obiectiv esențial este dezvoltarea și creșterea culturii atât a angajatorului cât și a salariatului, culturii de prevenire a riscurilor de accidentare la locul de muncă, de îmbolnăvire la locul de muncă. Desigur că de multe ori, cum ați menționat, ca și în cazul salariilor în plic, atât angajatorii cât și salariații cred că pot să finteze
regulile de securitate și sănătate în muncă, dar de fiecare dată când încerci să fintezi aceste reguli, de obicei se întâmplă cazuri fatale. De aceea, la acest capitol, eu vin iarăși cu o recomandare către angajatori, către salariați, ca să fie vigilenți și să respecte regulile de securitate și sănătate la locul de muncă, fiindcă viața are prioritate și lucrătorul când vine la servici și la locul lui de muncă, el trebuie să vină fiind garantat și fiind sigur că condițiile de muncă sunt inofensive și după orele de servici va pleca în siguranță acasă, deoarece accidentele la locul de muncă, ele sunt o problemă nu doar pentru angajator, nu doar pentru salariat, dar inclusiv și pentru familia salariatului, deoarece intervine incapacitatea temporară de muncă și vreau să atenționez angajatorii care nu respectă normele de securitate și sănătate în muncă, deoarece în cazul survenirii unui accident de muncă mortal, din cauza plăților mari care trebuie să le facă, pot să falimenteze. De ce e mai bine, este și mai ieftin și mai uman să investim bani în prevenirea accidentelor de muncă decât să plătim despăgubirile și consecințele care de multe ori nu pot fi măsurabile în bani, fiindcă pierderea unei vieți omenești exact nu poate fi evaluată în bani. Care sunt sectoarele, domnule Zucu, ale economiei naționale în care sunt preponderent, se atestă cele mai multe accidente de muncă sau boli profesionale? Desigur că incidența cea mai mare a accidentelor de muncă este în sectorul construcției, este în sectorul transporturilor, este în sectorul industriei, inclusiv și a industriei ușoare. Avem cazuri de accidente la locul de muncă și în sectorul agroalimentar, dar se întâmplă cazuri de accidente și de îmbolnăviri profesionale în sectorul sănătății, inclusiv și în sectorul educației și cercetării. Practic, accidente la locul de muncă și îmbolnăviri profesionale pot să se întâmple în orice sector, în orice domeniu, desigur. Am înțeles. Dar dacă e să facem această delimitare între agenții economici privați și sectorul bugetar, este o diferență între statisticile? Acolo, spre exemplu, au loc în sectorul privat mai multe accidente de muncă, inclusiv din cauza că nu există organizație sindicală bună oară la acea întreprindere privată. Vreau să menționez că dacă am vorbit de sectorul construcției, sectorul construcției nu mai este un sector de stat, nu mai este de un mult sector bugetar, el este un sector privat și desigur că vom zice că în sectorul bugetar sunt mai puține accidente. Dar vreau să menționez că este o situație fericită că în 2022 nu avem niciun lucrător membru de sindicat care e accidentat mortal. Nu avem nicio victimă a accidentelor. Este un succes. Acesta este un succes și noi îl considerăm că nu este o întâmplare, nu este, un caz fericit. Considerăm că este o motivație a faptului că unde sunt organizațiile sindicale primare, acolo liderii de sindicat, activiștii sindicali insistă asupra implementării normelor de securitate și sănătate în muncă, asupra informării salariaților despre normele de securitate și sănătate în muncă. Acolo se insistă ca angajatorul să prevadă în devizul de venituri și cheltuieli resurse, anume pentru excluderea factorilor de risc și asigurarea cu echipamente de protecție a lucrătorilor. De ce vreau să îndemn pe această cale lucrătorii să se afilieze la mișcarea sindicală, să creeze organizații sindicale primare sau, dacă vrei să fie aparat, fii membru de sindicat. Apropo de aceste organizații private, de întreprinderile private, cât de deschiși sunt șefii, managerii acestor întreprinderi de a crea organizații sindicale? Și cum stăm la capitolul încrederea în sindicate în anul 2023? Un succes al partenerilor sociali, vreau să menționez, în anul 2022 a fost semnarea unei convenții la nivel național privind promovarea și dezvoltarea parteneriatului social. Așa. Constatăm că în sectorul bugetar sau unde
de stat, deschiderea, adică statului sau a guvernului sau angajatorilor față de dreptul la asociere în sindicate este de un nivel mai ridicat, iar în nivelul, iar în sectorul privat, în sectorul real al economiei, desigur că angajatorii pun impedimente salariaților la crearea organizațiilor sindicale. La acest capitol vreau să menționez că în data de 28 martie Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova a demarat o campanie națională cu așa, genericul Organizația Primară Energie Mișcări Sindicale. Eu am constatat practic parcursul unui an că doar la emisiunile televizate mă adresez nu doar membrilor de sindicat, dar și lucrătorilor care nu sunt membri de sindicat, fiindcă în rest toate activitățile noastre noi le facem cu lucrătorii membri de sindicat și am discuții permanente și cu reprezentanții Confederației Naționale a patronatelor, de a ne oferi posibilitatea ca să discutăm și cu patronii, membrii a patronatului despre avantajele sindicalizării sau creierii unei organizații sindicale, nu doar care sunt avantaje nu doar pentru lucrători, dar sunt avantaje și pentru angajatori. Avantaje deoarece au un colectiv organizat, avantaje deoarece așa, sindicatul militează și pentru respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă, avantajul că au loc negocieri colective și se realizează inclusiv și dreptul lucrătorilor la administrarea unității și avantajul menținerii unei păci sociale, fiindcă având în vedere că dacă există un contract colectiv între părți, care este deja o lege a părților, totodată se realizează și pacea socială, climatul de parteneriat social în cadrul colectivului de muncă. Și cât de palpabile sunt rezultatele acestei campanii? A aderat vreo organizație între timp de când ați demarat această campanie? Au devenit membri de sindicat? Mă refer aici la sectorul privat. Avem practic o lună de zile de la momentul demarării campaniei. Eu personal am avut discuții cu unii patroni așa, pentru a facilita realizarea principiului, adică de parteneriat social și de realizarea dreptului la asociere. Eu văd o deschidere, dar desigur că eu nu sunt adeptul promovării unui sindicalism fanatic. Așa. Sunt pentru promovarea unui sindicalism deschis, unui sindicalism transparent, pe schimb de opinii, pe ascultarea reciproc și pentru identificarea căilor sau soluțiilor constructive și desigur că trebuie să luăm în considerație că măcar că interesele la prima vedere sunt divergente între salariați și angajatori, dar noi trebuie să identificăm anume acea platformă, acel numitor comun între interesele angajatorului și al salariaților. Eu cred că pe parcursul de la demarare, adică până la sfârșitul acestei campanii, noi o să reușim să creăm organizații sindicale noi și să inclusiv să recrutăm membrii de sindicat în unitățile unde deja sunt organizații sindicale, dar densitatea sindicală este una mai scăzută. Mișcarea sindicală este un drept așa, al lucrătorilor, și este o platformă și un mecanism de realizare a drepturilor. Pentru mine este important nu doar să mărim numărul membrilor de sindicat, ar fi important ca numărul membrilor de sindicat activi să crească în comparație cu numărul de membri de sindicat pasiv, fiindcă majoritatea lucrătorilor membri de sindicat consideră că sindicatul sunt câteva persoane, dar sindicatul suntem toți împreună și vocea și puterea sindicatului depinde de implicarea fiecăruia. Deci, unul din scopurile campaniei este ca să implicăm fiecare lucrător, membru de sindicat în derularea acestei campanii și să participe toți la elaborarea strategiilor mișcării sindicale, programelor, revendicărilor. Nu ne dorim să avem pe viitor revendicări care sunt făcute în birourile
prin clădirea casei sindicatului. Și ședințe de dragul ședințelor. Desigur, chiar și ședința cu privire la securitatea și sănătatea la locul de muncă, noi am făcut-o sub formă de paneluri, unde au fost invitați atât reprezentanții partenerilor sociale, factorilor de decizie, cât am invitat și președinți, reprezentanții organizațiilor sindicale primare, ca ei să expună problemele cu care ei se confruntă zilnic și noi să identificăm soluțiile sau apelul cu revendicările să reiasă din problemele care se confruntă lucrătorii la locul de muncă. Apropo de voce și puterea sindicatelor, multă lume, mulți oameni cumva identifică sau leagă acest cuvânt sindicate cu protestele bunăoară, cu mitinguri, cu demonstrații în care oamenii își cer drepturile. Avem, spre exemplu, în ultima perioadă, trâmbițează presa internațională despre marile proteste din Franța bunăoară. Oamenii au ieșit și au luat cu asalt străzile din marele orașe ale Franței și protestează împotriva reformei pensiilor bunăoară. Avem Israelul, unde oamenii au luat cu asalt străzile și protestează împotriva reformei justiției, reformei judiciare. Și atunci vorbeam recent chiar cu colegii mei din redacție și ei cumva au fost curioși, aflând că voi avea astăzi ca invitat președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, dacă în Republica Moldova sindicatele au acea putere de influență în rândul salariaților și ar fi în stare să scoată bunăoară în stradă zeci de mii de oameni, așa cum au scos sindicatele din Franța, din Israel și alte țări în care se protestează în ultima perioadă tot mai des. Pentru că și la noi în Moldova a fost la un moment dat pusă problema majorării vârstei de pensionare bunăoară și sindicatele atunci, dacă mi-aduc bine aminte, la fel au pledat cumva împotriva acestei reforme a pensiilor. Haideți să vedem dacă într-adevăr, să răspundem colegilor mei care erau curioși, dacă într-adevăr sindicatele naționale au acea putere de decizie asupra salariaților din Republica Moldova. De fapt, nu decizie mult spus, de influență. La acest capitol, desigur că întrebarea este pusă, cred că corect, dacă să facem o comparație, dar eu aș vrea ca și colegii și cetățenii să ia în considerație că mișcarea sindicală națională, nu știu, contemporană sau modernă, post-sovietică, în Republica Moldova are o vârstă de circa 30 de ani, iar mișcarea sindicală în Franța, în Italia, are o vârstă de sute de ani. Așa. Deci nu putem să luăm în considerație și să comparăm aceste două mișcări la fel. Am avut ocazia să mă întâlnesc atât cu reprezentanți și să facem relații cu sindicatele din Franța. Așa. Și vreau să menționez chiar în perioada 4-7 mai vom găzdui aici în Republica Moldova reprezentanța Confederației Sindicatelor Creștine din Franța. Totodată am avut ocazia să particip la un congres al mișcării sindicale al unei din trei confederații reprezentative din Italia. Vreau să menționez că în Italia mișcarea sindicală se identifică și cu mișcarea antifascistă, adică practic este o mișcare cu tradiții de eliberare națională, cu tradiții de luptă pentru democrație, cu lupta împotriva fascismului. La noi mișcarea sindicală a moștenit sau s-a creat pe temelia mișcării sindicale sovietice și desigur că este greu să treci într-un moment atât de scurt istoric, aș spune eu, de la un sindicat prestator de servicii la un sindicat reprezentativ. Așa. Asta și facem noi acum, ca să hai să spunem așa, să transformăm mentalitatea membrilor de sindicat care de multe ori așteaptă din partea sindicatelor prestarea unor servicii. Și aș vrea ca să trecem, de ce aș spun că am vrea mai mulți membri de sindicat activi, ca membri de sindicat să fie participativi. Să nu credeți că în Italia sau în Franța sindicatele scot oamenii în stradă. Așa, oamenii scot sindicatele în stradă. Nu oamenii scot, oamenii sunt sindicatele. Oamenii sunt sindicatele. Acolo oamenii se consideră parte a mișcării sindicale. De ce? Asta și eu vreau ca membrii de sindicat. Intenția să vină de la membrii de sindicat. De la membrii de sindicat, fiindcă dacă nu avem temperatura de fierbere. Acea febră, acea vervă, da. Temperatura de fierbere, adică și noi
trebuie să conștientizăm că mișcarea sindicală sau lupta sindicală nu este idumă cu lupta politică sau nu este la fel ca și lupta politică. La noi, ce din păcate în Republica Moldova de fiecare dată se interconectează aceste o dorință sau o manifestație de a protesta se echivalează cu o mișcare politică. O revindicare sindicală este o revindicare socială, social-economică, o revindicare a încălcării drepturilor sau o dorință de a îmbunătăți drepturile de a creștere, salariile. Acestea nu sunt revendicări politice, adică acestea sunt revendicări sociale. De ce eu cred că cultura dialogului social, cultura mișcării sindicale va crește, inevitabil. Sperăm că peste 30 de ani să avem și noi o astfel de dorință și vervă în rândul cetățenilor moldoveni de a-și cere drepturile în stradă, pentru că, spre exemplu, chiar și aceiași francezi, chiar și cei din Marea Britanie, străzile londoneze, cu vreo 2 luni în urmă au fost luate cu asalt din cauza inflației mult prea mari. Deci oamenii protestează în momentul în care simt că li se încalcă drepturile. Eu sunt în țara noastră se creează, îmi cer scuze că vă întrerup, dar se creează impresia că e atât de bine de trăit în țara noastră și nu există probleme și nu trebuie să ieșim în stradă ca să ne revendicăm drepturile. Sau, din contră, moldovenii au o frică, domnule Zup, de ceva? Eu cred că noi suntem pe calea cea dreaptă, că am început cu abolirea economiei informale, a economiei tenebre. Așa. Eu cred că noi trebuie să trecem pe alb. Odată ce vom trece pe alb, eu cred că lucrurile se vor schimba, fiindcă a trece pe alb înseamnă a fi mai responsabil, înseamnă a înțelege că între tine și stat este un contract social, ceea ce înseamnă legea, și atunci când tu ești corect cu statul, vei cere și de la stat să fie corect cu tine. Vei avea dreptul să ieși în stradă, să-și ceri drepturile. Atâta timp cât, cu regret, de multe ori noi ne mințim unul pe altul, sau cum se spunea cândva, dar cred că e valabil și astăzi, statul, salariații sau cetățenii să facă respect legile, iar statul să facă da, sigur foarte valabil apropo, sintagmă și astăzi. Desigur că noi trebuie să schimbăm mentalitatea și una din sarcinile noastre este diseminarea informației corecte despre drepturile lucrătorilor. Eu încă o dată vreau să îndemn lucrătorii să rămână aici în Moldova ca să creștem economia Republicii Moldova. Eu cred în schimbarea înspre bine la noi aici acasă. Și desigur că să facem Europa aici la noi în Republica Moldova. Domnule Zupcu, eu vă mulțumesc că ați acceptat să veniți astăzi la noi în studio să discutăm. Vă mai așteptăm cu siguranță. Doamnelor, domnilor, iar voi rămâneți cu ochii pe noi, urmează radarul știrilor externe. Președintele chinez Xi Jinping a avut în această săptămână o conversație telefonică cu președintele Ucrainei, prima discuție de altfel de la începutul ostilităților din țara vecină. Ulterior, Volodymyr Zelensky a scris pe pagina sa de Twitter că dialogul a fost lung și semnificativ și speră că acest contact, precum și numirea ambasadorului Ucrainei în China, vor da un impuls puternic dezvoltării relațiilor bilaterale dintre cele două state. Potrivit reprezentanților Ministerului Chinez de Externe, discuțiile au avut loc la inițiativa Kievului. Xi Jinping a remarcat că dialogul este singura modalitate de a rezolva conflictul din Ucraina și de asemenea a subliniat că nu pot exista câștigători într-un război nuclear. Se arată într-un reportaj publicat de agenția de presă chineză Xinhua. Potrivit aceleași surse, partea chineză va trimite un reprezentant special al guvernului chinez pentru afaceri eurasiatice să viziteze Ucraina și alte țări pentru consultări. Zelensky, la rândul său, a spus că Kievul aderă la politica o singură China și este interesat să dezvolte o cooperare cuprinzătoare cu China pentru a deschide noi orizonturi pentru relațiile bilaterale dintre cele două țări. Am avut o conversație telefonică lungă și semnificativă cu președintele Xi Jinping. Cred că această conversație, precum și numirea ambasadorului ucrainean în China, vor da un impuls puternic dezvoltării relațiilor noastre bilaterale. Președintele ucrainean și-a exprimat viziunea asupra crizei ucrainene și a mulțumit Chinei pentru asistența umanitară oferită, menționând că salută dorința Chinei de a juca un rol important în restabilirea păcii și soluționarea diplomatică a crizei. La rândul său, reprezentantul Ministerului de Externe al Rusiei a acuzat încă o dată autoritățile ucrainene că strâng inițiative de pace.
Notăm disponibilitatea părții chineze de a depune eforturi pentru a stabili procesul de negociere. Cu toate acestea, credem că problema nu generează din lipsa unor planuri bune. Până astăzi, regimul de la Kiev își demonstrează respingerea oricăror inițiative sensibile care vizează o soluționare politică și diplomatică a crizei ucrainene. Și Casa Albă a reacționat la discuțiile dintre cei doi lideri, relatează CNN, întrebat dacă China ar putea ajuta la negocierea unui acord de pace. John Kirby, coordonatorul de comunicații strategice al Consiliului Național de Securitate, a subliniat că acesta trebuie negociat fie în condițiile Kievului, deoarece acordul nu va fi sustenabil sau sigur dacă ucrainenii și președintele Zelenski nu îl vor susține personal. La rândul lor, reprezentanții Franței au spus că încurajează orice dialog care poate contribui la rezolvarea conflictului din Ucraina, în conformitate cu interesele fundamentale ale Kievului. Și, de asemenea, au reamintit că în timpul vizitei lui Emmanuel Macron în China, Xi Jinping a promis că va avea o conversație telefonică cu Volodymyr Zelenski. Statele Uniunii Europene au lansat procesul de achiziții comune de gaze. Potrivit Comisiei Europene, noul mecanism este necesar pentru a economisi bani și pentru pregătirile de sezonul rece. În cadrul proiectului, companii din diferite țări vor depune cereri pentru achiziționarea gazului, iar ulterior cumpărătorilor li se vor oferi cele mai profitabile opțiuni de la furnizori. Mecanismul va permite cumpărătorilor să ajungă nu numai la revânzători mari, ci și la furnizori mai mici, precum și să ofere țărilor fără ieșire la mare acces la piața regională sau globală de gaze. Companiile pot plasa o comandă pentru achiziționarea de gaz până pe data de 2 mai. Ulterior, operatorul de achiziție comună va calcula volumul și va începe să colecteze oferte de la furnizorii globali de gaze. După ce vor alege cele mai profitabile opțiuni, părțile vor începe negocierile privind livrările. Licitațiile vor avea loc odată la 2 luni până la sfârșitul anului 2023. Mecanismul ar trebui să ajute UE să atingă obiectivul de achiziții în comun a 15% din volumele anuale planificate de stocare a gazelor și va permite reaprovizionarea la timp a instalațiilor de depozitare înainte de iarnă. Țările participante trebuie să umple instalațiile de stocare a gazelor cu un volum de 90% până la data de 1 noiembrie 2023. Președintelui turc Recep Tayyip Erdogan i s-a făcut rău în timpul unui interviu difuzat în direct la un post național de televiziune. Emisiunea a fost întreruptă, iar după reluarea difuzării, Erdogan și-a cerut scuze și a explicat că recent i s-au agravat problemele la stomac. În presă însă ulterior s-a vehiculat că președintele ar fi suferit un atac de cord, însă informația a fost dezmințită de către membrii cabinetului acestuia. Apariția la televiziune a lui Recep Tayyip Erdogan a început cu o oră și jumătate mai târziu decât era programată din cauza programului preelectoral mult prea încărcat. Potrivit presei locale, difuzarea a fost întreruptă spre finalul programului. Când redactorul șef Hasan Özturk punea întrebările, era deja clar că Erdogan, care a apărut în cadru, avea dificultăți în a menține în continuare un dialog. După o scurtă pauză, emisiunea a fost reluată, iar Erdogan și-a cerut iertare publicului și le-a urat sănătate. Ulterior, Recep Tayyip Erdogan a deci să urmeze sfaturile medicilor și să stea acasă. El a anulat o călătorie în orașele țării în cadrul campaniei electorale, scrie TASS. Între timp, purtătorul de cuvânt al președintelui, Ibrahim Kalin, i-a liniștit pe alegători. Potrivit acestuia, sănătatea lui Erdogan nu este în pericol. Alegerile parlamentare și prezidențiale din Turcia vor avea loc pe data de 14 mai. Doamnelor, domnilor, ați urmărit emisiunea 7 zile. Eu sunt Rodica Kravchenko și vă dau întâlnire sâmbăta viitoare la o nouă ediție. La revedere!